Set neapărat X egal cu Y. Da, pentru că aici, dacă era înmulțire, era, putea să iei orice număr, dar dacă nu sunt egale, nu e de. Da, deci egalitatea asta e o problemă care pare că e forțată. Deci, ce argumente ai tu că X-ul să fie egal cu Y? Nu știu, da. Faza este că nu ne spune dacă să amplificăm fracțiile. A, nu, poți să faci ce vrei tu cu fracțiile. Deci poți să faci ce vrei tu cu fracțiile astea. Deci dacă e pe 1 pe 2, 1 pe 2, poți să zici că este egal cu 2 pe 4, ai amplificat-o cu 2. Da. Poți să fie egal cu, dacă amplifici, 3 pe 6, egal cu 4 pe 8, da, și egal cu, cu orice altă variantă. Deci, în clipa în care iei fracția asta, o poți duce la 1 pe 2, la 2 pe 4, la 3 pe 6, la 4 pe 8 și așa mai departe. Cu fiecare fracție sunt echivalente. Deci ce nu înțeleg eu este acest lucru. Cum de ți-ar venit în minte X egal cu Y, verifică, X egal cu Y egal cu 4, verifică. Și întrebarea este, o mai fi și alte perechi de numeric și Y? De ce să ne oprim numai la X egal cu Y egal cu 4? Și de ce ideea să fie egalitate? Nu știu cum să zic. Adică, păi, nu are sens. Pe acolo ar fi 1 plus 1. Și 1 plus 1 ar da 2. Ei, când sunt egale 1 plus 1. Când ai aceeași numitoare. Da, așa e, trebuie să aducem același numitor. Deci noi, dacă nu ne vine nimic în minte, să încercăm să aducem același numitor acestea. Da. Și numitorul comun să fie 2 pe lângă XY. Da. Deci, să eliminăm numitorul și atunci ne întoarcem și 1 pe X plus 1 pe Y. Ai văzut ce întrebări mi s-au evit aici? Nu știm de ce numai X egal cu Y egal cu 4, care verifică de ce la noi și alte variante. Egal cu 1 pe 2. Și sigur, aici am numitor comun, ca să fie luăm capul la aferiții 2 ori x-ul Y, 2 x-ul Y. Și amplificăm aici cu cât? Păi cu 2. Cu 2 Y. Y. Da. 2 ori Y. Aici cu cât? Cu 2 ori X. 2 ori X. Și aici? Cu... Să puțin. 4 x-ul Y. Deci cu 4. 2 ori A, cu XY. Cu XY. Și ce devine acum, după ce am eliminat numitorii? 2Y. Așa. Sub, 2Y plus 2X. Egal cu X ori Y. X ori Y. Nu? Așa s-a așezat. O să scot un factor acolo, 2 pe lângă. Da, și apare echivalent. 2 pe lângă Y plus X egal cu X ori Y. Da. Pot împărți un 2. Știm despre X și Y că sunt numere naturale. Da. Asta e important. Da? Deci X și Y sunt numere naturale. Și atunci? Nu, sunt numere sociale. Nu, sunt numere naturale. Numere naturale. Nenule. Adică sunt toate numele de la 1 la infinit. Da? Și? Poate ne ajută la ceva. Păi dacă ar fi... 0 ar merge. Dacă dar nu ne spune numele. Nu ne vine nicio idee, nu?
să mai încercăm ceva, o altă formă de aranjare. Dacă aici nu ne vine nimic, să încercăm o altă aranjare. Aducăm același numitor, avem 2xy, minus x minus y egal cu 0. 4xy minus 2x minus 2y minus 1 egal cu 1. Un pic. Deci, am alterat, am văzut aici. Și dacă vrem să o aranjăm, a fost ideea ta să scoți factor comun. Nu e nicio problemă. O altă variantă ar fi să scădem pe xy aici, din ambii membri. Și ce ar deveni ea dacă scădem pe x, y grade membri? 4. A, 2x se scasă, sau doar xy. Deci mă gândeam să scoatem de aici deci să scoatem de aici, să ducem totul în stânga pe xy ăsta. Adică să scădem un xy din ambii membri. Ce ar deveni ieșitul? Ar deveni xy. Dacă te gândești în partea cealaltă să faci asta, da? Da. Deci, hai să scădem un 2x din ambii membri. Și atunci vine 2y egal cu xy minus 2x. Xy minus 2x. Da. Adică de aici s-ar scrie echivalent. Am putea să scoate pe x în factor comun. Și ar veni că 2y egal cu x pe lângă. X pe lângă. 1y. Așa. Y minus. Y minus. 2. Minus 2. Aici este un produs, nu? Și aici un produs. Da. Ăsta ori ăsta, ăsta, 2 ori ăsta, sunt egal cu așa ceva. Ce șanse ar fi ca această egalitate să se producă, să fie adevărată? Ca x să fie egal cu 2 și y să fie egal cu... Deci simultan x egal cu 2, 2 și y egal cu... egal cu y minus 2. Deci, 2. 2 da. 2. Deci echivalent aici, ar însemna așa, un caz, un, ca x egal cu 2 și, și tot așa, imediat, y egal cu y minus 2. Da? Ori asta ar fi posibil ca x să fie 2 și y egal cu y minus 2? Păi y să fie minus ceva. Poți fi y egal cu y minus ceva. Deci e imposibil asta. Deci asta nu pică de asta. 2. Altă situație. Când x e egal cu y și 2 egal deci cu y. Deci x să fie egal cu y și imediat. Și 2 egal cu y. 2 egal cu y minus 2. Da? 2 egal cu y minus 2. Asta se poate. Adică deci de aici. Deci rezultă că y egal cu 4. Deci rezultă că y egal cu 4. Și cum x egal cu y. X egal cu 4. X egal cu 4. Deci asta este varianta care ne conduce. În concluzie, vedeți, noi ne-am zis așa, cât ori cât, ca să fie egalitatea asta, neapărat trebuie să se întâmple ori prima variantă x-ul 2 și y egal cu y minus 2 și asta pită, și cea de-a doua variantă este asta care o vedem, nu? În varianta care am scris-o, că x-ul să fie egal cu y, cu y și 2 y egal cu y, y egal cu y minus 2, ca să vede y cu 4 și atunci cum x egal cu y și x egal cu 4. Asta e soluția care am văzut pe noi. Da? Am înțeles că acolo aveți o altă soluție. Ce idee are văzut autorul? Deci aducând același numitor, avem 2xy minus x minus y egal cu 0. 2, și are ce? 2x plus 2. 2xy minus x minus y egal cu 0. Deci 2xy minus x minus y. Păi de ce să fie 2xy aici? Am numai cu xy. Păi de ce am să nu și îi dau ca soluție x egal cu y egal cu 1. X egal cu y egal cu 1. La 22, da. Dar și 2 este x egal cu y egal cu 1. De ce? Deci 22 e jos. Așa, avem 2xy minus x minus y egal cu 0. Păi...
De ce să fie numitorul comun 2x lângă x minus y? Nu înțeleg. Păi, 1 și 1, 1 plus 1, nu egal cu 1 pe 2. Este o greșeală. E altceva. Ca să fie așa după cum au rezolvarea, ar trebui să fi fost deci nu e greșit. Nu e asta soluția. Deci dacă am merge pe soluția lor, cred că te-ai uitat la soluție da, și spunea altceva, și dacă luăm pe x egal cu 1, vine 1 pe 1 face 1, plus 1 pe 1 face vine 2 pe 1. 1 și cu 1 face 2, nu 2. Face 1 pe 2. Doar dacă aici ar fi fost 2. Atenție. Dacă e greșitul ar fi fost cu 2, hai să vedem, ne facem mai greșitul. Deci, poate e o greșeală și acum noi încercăm să descurcim cum a vrut autorul. Deci 1 pe x plus 1 pe y este egal cu 2. Dacă luăm așa egal cu 2, atunci are dreptate. Dreptate, da, păi... X-ul 1, vine 1 pe 1 face 1, da, plus 1 pe 1 face 1, 1 plus 1 face 2. Atunci, abia atunci trebuie să fie X și Y cu 1. Atunci X-ul și Y cu 1. Că ar fi 2 împărțit la 1. Da? Și la deci, noi era... 2. Hai să luăm așa, că acum am reparat-o ca să venim după ideea autorului. Deci, cum am luat 1 egal cu 1 pe 2, am muncit-o și am găsit soluția și am demonstrat unicitatea. Nu ca pe discuții soluțiat, pentru un alt exercițiu, dar pentru ăsta, acum acum la dată de autorul, unde este un alt egal cu 2, cum manevrăm? Zicem așa, ducem la aceeași numitor. Da. Numitorul comun e 2, este XY. Da, XY. Că aici numitorul este 1, da? Și atunci, aici amplificăm cu Y, și îi face cu Y, și aici cu X ori Y. Cu XY, da. Și ce înseamnă? Înseamnă echivalent cu X ori Y. Și ce X ori Y? Y plus X. Y plus X. Y plus X. Egal cu 2XY. Ceea ce am însemnat, hai să scădem pe X și pe Y și ducem în partea aceea. XY e noi în paranteză? Păi XY să-l pun în paranteză, n-are nicio rost, ce-i produs. Totul, da. Acum, 2XY minus X minus Y egal cu 0. Da. Deci apare 2XY minus X minus Y egal cu 0. Așa s-ar fi. Da. Da. Și atunci rezultă că X trebuie să fie 1 și Y egal cu 1. Deci nu rezultă aici, nu văd. Eu nu văd aici cum de rezultă așa. Păi ar trebui să scot un XY un factor. Nu poți să scoți XY, că ăsta n-are și X și Y. Ăsta... Scot pe X. Din ăștia doi să scoatem pe X. Da. Deci ar apare ce? X. X pe lângă I 2. 2Y, 2Y minus 1 egal cu, egal cu Y. Așa e, egal. Putem să fi lăsat pe Y acolo, dar... Păi, într-un fel, ajungem la ideea noastră. Păi, acolo vreau să mă întreb. Acum zic 1. 1 ori Y ai fost. Și acum... Cât ori cât să fac 1 ori Y? Păi, 1 ori X egal cu 1. Deci, 1... Deci care cu care? Adică, într-un fel, îmi spune că X egal cu 1 și deci, Y... Deci, de aici, neapărat, prima situație. X egal cu 1 și... X egal cu 1 și Y egal 2Y minus 1 și 2Y minus 1 egal cu Y. Și o altă variantă? X egal cu Y. X egal cu Y. Și 1... Și 2Y minus 1 egal cu 1. Ah, da. 2Y minus 1 egal cu 1. Hai să mergem prin mine. Dacă X-ul e 1. Jos. Aici, cum îl aflăm pe Y? Deci când X-ul e 1. Când X-ul 1, Y poate să fie de la 1. Păi nu. 1. Stai o secundă. Rezolvăm asta. Scădem un Y. N-am din membru. Știm să facem asta. Deci vine 2Y minus Y. Egal cu 1. Y. Da. Minus Y egal cu 1. Adică Y. Egal cu 1. Da. 1. Merge. 1 și 1. Da, la 2. Dincoace. X egal cu Y. Da. Scădem adenomul 1. Așa. Și vine 2Y egal cu... 2Y egal cu 2. Așa. Și Y egal cu 1.
egal cu 1. Stați bună, amândouă să faceți legi. Da? Deci y egal cu 1 și amândouă ne furtizează soluție. Soluția finală este x egal cu y egal cu 1. Da. Și am răspuns. Deci autorul s-a referit la ieșițul sub forma asta, egal cu 2, nu 1 pe 2. Cu 1 pe 2 am rezolvat. Așa, ce mai avem? Mai avem timp? Ne oprim aici. Da. Așadar, dragilor, să nu uitați să dați like și share, să vă abonați la Prof. Online. La revedere și să spuneți la toată lumea. Așa se facă.